Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a întâlnit miercuri 15 iunie la baza Mihail Cocălniceanu cu șeful statului român, Klaus Iohannis. Cei doi președinți au făcut o trecere în revistă a trupelor NATO dislocate la baza militară din județul Constanța, dar au avut și o serie de convorbiri privind situația internațională în contextul războiului din Ucraina. Unul dintre subiectele importante aflate pe agenda discuțiilor a fost și deblocarea transporturilor de cereale din Ucraina, în condițiile în care Rusia a instituit o blocadă a porturilor ucrainene de la Marea Neagră și Marea Azov. Președintele Iohannis a venit cu precizări suplimentare în ceea ce privește rolul porturilor Galați și Constanța în deblocarea lanțurilor logistice. Trebuie să vedem prima dată unde ne aflăm. Aceste trasee logistice, această întreagă logistică de transport de capacitate mare în momentul acesta nu există. Noi suntem în situația să dezvoltăm, nu chiar de la zero, dar de la un nivel destul de redus, la un nivel foarte înalt, capacitățile de transport. Pentru asta este nevoie să punem în practică rapid anumite proiecte de infrastructură, de exemplu, să aducem o linie de gabarit mare până într-un port, probabil în zona Galați. Este nevoie de a înlesni procedurile pe Dunăre, transportul cu barje pe Dunăre și așa mai departe. Este nevoie de a crește semnificativ capacitatea portului Constanța pentru a transborda cantități importante de cereale și multe, multe alte lucruri. Acum, în momentul în care vorbim, deja România joacă un rol semnificativ. Am transportat sute de mii de tone de grâu din Ucraina spre Constanța și de acolo spre piețele lumii, dar evident că este nevoie de o creștere semnificativă a acestei capacități și suntem împreună cu partenerii dispuși și interesați să dezvoltăm rapid aceste căi. Ne continuăm împreună aceleași eforturi pentru a ne asigura independența energetică, pentru a construi apărare comună și pentru a ne îmbunătăți siguranța alimentară, nu numai a europenilor, ci și a restului lumii în acest context. Ucraina este cel mai mare exportator de cereale din lume, iar blocada rusească riscă să declanșeze o criză alimentară de proporții în unele state din Africa și Asia, dependente de importuri.